Mâncarea de post devine lux în postul Paștelui, astfel că, în cel mai lung și strict post al anului, ne punem pofta în cui. Fie că gătim acasă sau comandăm, produsele de post sunt mai scumpe ca în alți ani. Legumele, de exemplu, costă mai mult și în magazine și la piață, așa că mulți n-au de ales, mănâncă mai puțin și mai prost. Timp de 40 de zile, creștinii care țin post nu pun gura pe carne, lapte, brânză și ouă. Legumele rămân vedetele sezonului, doar că s-au scumpit simțitor. 15 lei un kil de fasole, cum e ieftin? Anul trecut cât era mai tot? Și cu cănița, dacă tu n-ai căleacă la dășină, tot n-ajungea la 15 lei. Anul trecut? Anul trecut era un 9 lei. Uitați-vă la o legătură de aia de ceapă. Acum e un leu. Un leu 50, două fire de ceapă. Și înainte era 4-5 fire, punea într-o legătură și era un leu. O variantă ieftină și sănătoasă de post rămân urzicile, al căror preț nu s-a schimbat față de anul trecut. 5 lei o pungă cu urzici este suficientă cantitatea cam pentru o persoană la o masă, însă pentru toate celelalte legume prețurile sunt mai mari cu 1-2 lei față de anul trecut. La morcov acum este 4 lei kilogramul față de 3 anul trecut, iar la celelalte rădăcinoase este 10 lei kilogramul față de 8 anul trecut. Ca să facă față cheltuienilor, mai ales că și carburanții, curentul și gazele costă mai mult, oamenii spun că n-au încotro, vor mânca mai puțin. Mai avem ceva la congelator de azi toamnă? O vânătă, un ardel, o ceva? Nu, sigur că dacă chiar acum vreau să mă duc să iau o varză de făcut de post, era 3 lei, acum nici n-am ajuns să mă uit cât e prețul, bănuiesc că e în jur de 5. Mâncăm mai puțin, dar și mai prost în post. Alimente procesate și conserve cu mâncare de legume. În momentul în care gătim acasă, noi suntem cei care controlăm atât cantitățile, cât și nivelul în general de conservanți folosiți și la fel și procentul de lipide, adică cât ulei adăugăm în mâncare. Nutriționiștii spun că e important să ne hidratăm cât mai mult în această perioadă și să nu abuzăm de carbohidrați. Recomand la toată lumea de regulă să folosească la fiecare masă o sursă proteică vegetală, cum ar fi mazăre, fasole, năut, în special ciupercile. Rețete de post, gustoase și sănătoase, sunt din plin. Cele mai la îndemână rămân pastele. Noi avem aici astăzi farfale, punem apă la fiert, sare, iar în altă cratiță am pregătit legume. Le punem și pe acestea la fiert în apă cu sare, câteva minute. Iar aici avem sosul, un sos de suc de roșie, busuioc, sare, piper. Singur, rapid și sănătos. Mai complex, putem găti ciorbe de legume și ardei umpluți cu ciuperci. Avem ardelul gras, avem orezul, opintici, ceapă, morcov, sare, piper. Poftă bună!